Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Un bebeluș și un bărbat în vârstă de 60 de ani s-au stins la Spitalul Județean din cauza pneumoniei. Alte peste 400 de persoane au fost diagnosticate cu diverse viroze sau chiar gripă. Cele două cazuri s-au înregistrat în cursul săptămânii trecute și, potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență, este vorba despre un bebeluș de o lună și un bărbat de 60 de ani. Ambii au decedat în urma complicațiilor apărute. Tot săptămâna trecută, aproape 2000 de vrânceni s-au prezentat la medic, acuzând simptome ale infecțiilor căilor respiratorii. O parte dintre aceștia au avut nevoie de spitalizare. Cei mai afectați de viroze și pneumonii sunt copiii. În săptămâna 11-17 martie, la Spitalul Județean Focșani s-au prezentat 314 cazuri de viroze respiratorii, dintre care 59 au avut nevoie de internare. De asemenea, s-au prezentat 172 de cazuri de pneumonii și au rămas internate 95 de persoane. Aici au fost înregistrate și două decese, un copil de o lună și un bărbat de 60 de ani. Tot săptămâna trecută au fost 5 persoane care au fost suspecte de gripă, din acestea două au rămas internate. Medicii recomandă vaccinarea, mai ales că nu există efecte adverse, evitarea zonelor aglomerate și igiena riguroasă, care au un rol important în prevenirea gripei. Categoriile de persoane care sunt predispuse la gripă sunt bolnavii cronici, în special cei cu afecțiuni respiratorii cronice, dar și diabeticii, cardiacii, copiii și adulții cu astm broșing, care au o evoluție gravă a bolii, personalul medico-sanitar, dar și persoanele vârstnice. Medicii atenționează că în cazul gripei, automedicația nu este recomandată, așa că la primele semne ale de boală este recomandată prezentarea la medicul de familie. Sindicaliștii fermierilor vrânceni au fost excluși din toate comisiile de fond funciar instituite la nivel de județ. În aceste condiții, liderii ProPact Vrancea intenționează să depună o plângere penală pe motiv că le-au fost încălcate drepturile atribuite prin lege. Reprezentanții sindicatului ProPact susțin că modalitatea de lucru și procedurile adoptate în cadrul Comisiei Județene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar nu respectă legislația în vigoare. Reprezentanții ProPact au mai tras atenția că mai multe aspecte din activitatea Comisiei Județene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar pot fi îmbunătățite. Liderii fermierilor vrânceni spun că există numeroase dosare de retrocedare care nu mai așteaptă amânare și că nemulțumirea în rândul oamenilor este foarte mare. Odată cu apariția noi legi, se pare că totul este făcut doar de, aceste controle sunt făcute doar de pârnă și se încearcă rezolvarea unor cazuri fără a mai implica membrii colectiv de lux sau membrii comisiei județene. De aceea deplasările care se fac zilnic în teritoriu nu au obiect, nu au ordin al prefectului, nu au tematică, nu au absolut nimic. Se duc pentru, în opinia noastră, pentru a rezolva diferite dosare la comunități. Sunt atribute prevăzute de regulamentul 890, legea 247, prin care aceste contestații sunt soluționate de membrii comisiei, iar dosarele sunt soluționate de colectivul de lucru. La 20 și ceva de ani de la prima lege, că de fapt administrația publică a animat foarte frumos retrocedarea acelor terenuri furate de regimul anterior comunist. S-a început prost, știm cu toții cum s-a început. Și noi nu vrem să ne implicăm în a analiza politica celor care au condus țara, dar ca reprezentanți al beneficiarilor acestor reglementări legale, suntem obligați să analizăm acum, măcar în ceasul ăsta, eficacitatea cu care s-a lucrat. Cel puțin luna aceasta nu se mai așteaptă să fie inițiată nicio formă de protest, însă mișcările sindicale nu sunt excluse dacă solicitările liderilor de sindicat nu vor fi luate în considerare de către reprezentanții instituțiilor cu atribuții în funcționarea comisiilor de aplicare a fondului funciar. Elevii Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza, premiați în cadrul concursului Franco Chanson, au pregătit un spectacol de cântece și poezii pentru a marca Ziua Internațională a Francofoniei. Evenimentul a avut loc în această după-amiază și a fost găzduit de Casa Corpului Didactic Focșani. În fiecare an, pe data de 20 martie, se celebrează Ziua Internațională a Francofoniei.
Anul 2013 are un caracter particular pentru țara noastră, România sărbătorind 20 de ani de când a devenit stat francofon cu drepturi depline. Evenimentul a fost marcat și la Focșani, la Casa Corpului Didactic, de către un grup de elevi ai Colegiului Național Alexandru Iancuza, printre care și câștigătorii concursului Franco Chanson. Elevii au cântat și au recitat poezii toate în limba franceză. De asemenea, importanța cunoașterii limbii franceze a fost dezbătută în cadrul unei mese rotunde. Astăzi e 20 martie, ziua francofoniei, zi pe care o sărbătorim în fiecare an. Anul acesta, gazdă primitoare, este Casa Corpului Didactic. Ne aflăm aici pentru a afla de la acest mănunchi de tineri, de elevi viitori, ce înseamnă francofonia. De asemenea, tot astăzi îi vom asculta sau le vom asculta pe laureatele festivalului Franco Chanson de la Buzău, încântându-ne cu melodiile lor frumoase, care au fost apreciate și premiate. Spune că francofonia este acest umanism integral care se țese în jurul pământului, această simbioză de energie adormită a tuturor continentelor, a tuturor raselor care se trezesc la contactul căldurilor complementare. André Malraux afirmă că francofonia nu este un proiect terminat, ci un combat cultural permanent. O cultură este înainte de toate o voință, iar cultura nu se moștenește, ci se cucerește. Ceea ce trebuie să ne unească este obiectul acestei cuceriri. Aceste două definiții, personal, mi se pare a întruchipa esența însăși a termenului francofonie. Acțiunea organizată astăzi la Casa Corpului Didactic din Focșani pentru marcarea zilei francofoniei a fost coordonată de către profesoara Constanța Coatu. În cadrul campaniei demarate de către ANSVSA, inspectorii de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor au recoltat 16 probe de lapte pentru stabilirea conținutului de aflatoxină M1 în laptele crud și în cel pasteurizat, destinat comercializării directe de către consumatorul final, precum și în laptele destinat procesării, în vederea obținerii produselor lactate. Probele luate din ferme, unități de procesare și automate de distribuire analizate la Iași sunt bune pentru consum. Totul a pornit după ce în 4 martie au fost depistate niveluri ridicate de aflatoxină în produsul crud la una din ferme. Imediat, Direcția Sanitar-Veterinară Vrancea a declanșat campania de recoltare a probelor pentru a le trimite la laboratorul de specialitate unde li s-a făcut analiza. Rezultatele primite sunt, spre marea bucurie a crescătorilor, dar și a consumatorilor din județ, bune. Conform unei adrese primite de la ANSVSA, noi am recoltat probe de lapte pentru determinarea micotoxinei M1. Noi am fost repartizați, sunt 3 centre de fapt în țară, DSVSA Vrancea a fost repartizată la DSVSA Iași, au fost recoltate probe, în jur de 16 probe, provenind de la ferme de vaci cu lapte, unități de procesare lapte, cât și de la automate. În urma, probele au fost trimise acum o săptămână de zile. Ieri am primit rezultatele, nu ca buletine, dar ca o adresă care este oficială, prin care ni s-a comunicat că toate probele expediate din județul nostru sunt corespunzătoare. Așa că, din punctul nostru de vedere, Vrancea nu constituie o problemă, chiar și pentru consumatori. Aflatoxina este un complex de microtoxine izolat din turtele de arahide, porumb sau alte produse vegetale infestate cu Aspergillus flavus. Toxicitatea foarte ridicată explică acțiunea evidentă chiar și atunci când furajul este mucegăit sub limita de 0,5%. Aflatoxinele se pot regăsi în lapte, ouă și carne, iar consumul acestor alimente contaminate este extrem de nociv. Specialiștii recomandă ca după un an secetos, așa cum a fost 2012, să se facă teste la porumb înainte ca aflatoxina să ajungă prin furaje în alimentația animalelor și prin carne, lapte, ouă și alte produse care le includ pe masa oamenilor. Recomandă de asemenea ca și alte produse de origine animală în sectoarele în care se utilizează porumbul ca nutres să fie testate.
Angajatorii sunt încurajați să încadreze în muncă persoane din grupuri vulnerabile. Aici sunt vizați absolvenții, persoane care mai au cel mult 3 ani până la pensionare sau șomerii, care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale. Angajatorii care beneficiază de subvenționarea locurilor de muncă în conformitate cu legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă sunt obligați să depună, potrivit prevederilor legale, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, cele pentru care datorează veniturile persoanelor respective, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate prevăzute de lege. Pentru luna pentru care angajatorii nu depun declarațiile până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale, ori cu date eronate, măsurile de stimulare nu se acordă. Măsurile de stimulare se acordă pentru luna pentru care documentele sunt corectate și depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective. Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenții unor instituții de învățământ sunt scutiți pe o perioadă de 12 luni de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent absolvenților încadrați, și primesc lunar pe această perioadă pentru fiecare absolvent o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, respectiv 500 de lei. O sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ post-liceal, 600 de lei, și o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă pentru absolvenții de învățământ superior, respectiv 750 de lei. Angajatorii care angajează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani sau unici întreținători ai familiilor monoparentale sunt scutiți pe o perioadă de 12 luni de plata contribuției sociale datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii și primesc lunar pe această perioadă pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință, adică 500 de lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani. Angajatorii care încadrează în muncă potrivit legii șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conform legii condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordarea pensiei pentru limita de vârstă dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar pe perioada angajării până la data îndeplinirii condițiilor respective de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Acum haideți să vedem și alte știri pe scurt. Și în acest an, contribuabilii focșeneni, persoane fizice și juridice beneficiază de bonificație la plata integrală și cu anticipație a tuturor obligațiilor datorate bugetului local. Condiția esențială este ca plata integrală a impozitelor și taxelor locale să se realizeze până la 31 martie 2013. Persoanele fizice vor achita cu 10% mai puțin, în timp ce pentru firme se acordă o bonificație de 5%. Depășirea primului termen scadent atrage pierderea bonificației și calcularea majorărilor de întârziere, quantum de 2% pe lună sau fracție de lună. Inspectorii vamali derulează în această perioadă acțiunea Antitabac 2013 pentru combaterea traficului ilicit cu țigarete la frontiera non-comunitară cu Moldova, Ucraina și Serbia. Acțiunea constă atât în scanarea tuturor mijloacelor de transport care intră în România din spațiul non-comunitar, cât și în controle efectuate în piețe, târguri și oboare. Verificările sunt efectuate și prin grupuri mixte formate de inspectori vamali și cei ai producătorilor de tutun. În cadrul acestei acțiuni sunt angrenate 15 scanere, 36 de echipe antitabac și peste 30 de echipe mobile din cadrul structurilor de supraveghere și control. Rezultatele verificărilor din ultima săptămână, comunicate de către reprezentanții Autorității Naționale a Vămilor, au fost remarcabile, fiind reținute în vederea confiscării aproximativ 1.326.000 de țigarete de contrabandă și 13 autoturisme folosite la transportul acestora. Valoarea amenzilor contravenționale aplicate de către inspectorii vamali în această perioadă a fost aproximativ 2,5 milioane de lei.
Pe 24 martie bate gongul galelor teatrale focșanene. Manifestarea se află la ediția 17-a și celebrează Ziua Mondială a Teatrului, care se sărbătorește în fiecare an pe 27 martie. Ediția din acest an se desfășoară în perioada 24-31 martie la Ateneul Popular și la Teatrul Municipal. Vor fi prezente la Focșani nume importante ale teatrului românesc: Ion Caramitru, Coraciu Mălăele, Virgil Ogășanu, Valeria Ogășanu, Ian Popescu, Dana Dembinski și Florin Busuioc. Pe scena galelor vor urca și talentații actori ai Teatrului Municipal Focșani. Pentru prima dată la Focșani va fi audiată și o operă din concert La Traviata cu Orchestra de Cameră Unire și soliște Opere Naționale București. Biletele se pot procura de la Agențiile Ateneului Popular și Teatrului Municipal Focșani. Biblioteca județeană Duiliu Zanfirescu din Focșani a primit o frumoasă donație, constând în câteva volume purtând semnătura unei vrâncenge care a făcut carieră în Franța, Doina Lemni. Biblioteca focșăneană a primit două admirabile cărți din partea doamnei Doina Lemni, Constantin Brâncuș și Lizica Codreanu, o dansatoare româncă în avangarda pariziană, cu autograful scriitoarei. La capitolul donații pe care Biblioteca județeană Duiliu Zanfirescu le primește în fiecare an, și acesta este un, l-aș numi nu numai un fenomen lectorial, ci și cultural în sine, dar la acest capitol un aspect foarte emoționant, aș putea să-i spun, s-a întâmplat anul, pe final de an 2012, când am primit o donație din donație, ca să spun așa, un dar din dar. Este vorba întâi de toate de cartea Constantin Brâncuș. Este o carte semnată de Doina Lemni, care este o focșăneancă și care a ajuns în Franța. Nu știu dacă mai lucrează acum chiar la Biblioteca Națională a Franței, dar în orice caz a scris această carte apărută la Iturajul Nimea și care ne este nouă donată prin bunăvoința și grija a domnului profesor Petrache Vasile, care este tatăl doamnei Doina Lemni, fost director al bibliotecii noastre. Și spuneam că este emoționantă această donație pentru că iată ce scrie pe pagina de gardă: cu aceeași dragoste această traducere scumpilor mei părinți, Doina. Este o dedicație, iată, pentru părinți din partea autoarei, Doina Lemni, și faptul că această carte, care are așa o dedicație sensibilă, ajunge acum la noi, la bibliotecă, este un lucru deosebit și mulțumim și autoarei și mulțumim, bineînțeles, domnului profesor și fost director al bibliotecii noastre, Petrache Vasile. Din aceeași zonă, doamna Doina Lemni donează chiar bibliotecii noastre, unde spune domnia sa: mi-am petrecut cele mai frumoase momente ale copilăriei. Donează o carte foarte interesantă, apărută în anul 2012, o dansatoare româncă în avangarda pariziană, Lizica Codreanu. Și îi invităm pe cei interesați, după ce această carte va parcurge etapa de prelucrare, să vină și să o cerceteze la sala de lectură de artă, pentru că e o biografie foarte interesantă aceasta pentru cei care își doresc. Mulțumim așadar acestor donatori care au făcut acest gest frumos pentru noi și pentru dumneavoastră, desigur, și îi asigurăm că aceste cărți fac parte din colecția de suflet ale bibliotecii noastre și le mulțumim foarte mult. Actrița Irina Petrescu, o prezență discretă, de o frumusețe și de o expresivitate tulburătoare, s-a stins din viață marți la vârsta de 71 de ani. Televiziunea Atlas va difuza în această seară, începând cu ora 21, In Memoriam, un interviu realizat cu Irina Petrescu în urmă cu mai mulți ani. Actriță complexă, Irina Petrescu a primit de-a lungul carierei sale multe roluri importante în film, teatru radiofonic și teatru TV, în regia unor nume de prestigiu, ca Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Gheorghe Vitanidis, Ion Popescu Gopo, Andrei Blaier, Dan Pița, Mircea Veroiu. Irina Petrescu s-a remarcat în rolul Ancăi, studentă la arhitectură din Duminica la ora 6, alături de Dan Nuțu, în Ana din Răutăciosul adolescent, în Sonia din Străinul, în rolul Sârboaicei din Prin cenușa Imperiului, în Hermina din Trei zile și trei nopți.
Deci teatru a fost viața dumneavoastră. Sau este viața este. Dumneavoastră, da, de ce este. Să vorbim la trecut. Teatru, filmul, televiziunea, radio. Considerați că aveți o viață împlinită? Dacă nu socotim cu minus faptul că nu am copii, cred că da. Este o viață împlinită. Nu, refăcând filmul în drept, n-aș vrea să corectez ceva. Deci sunteți mulțumite de tot ce a fost în viața dumneavoastră? În general, bine, da. În general, sigur, cu mici. La fiecare. Fără necazuri, nu se poate. De-a lungul carierei sale, Irina Petrescu a primit numeroase distincții și premii. În anul 2000, actrița a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad ofițer de către președintele României, iar în decembrie 2011 a fost răsplătită cu premiul Aristiția Romanescu în domeniul artelor spectacolului, acordat de către Academia Română pentru creația teatrală și cinematografică. În 2007, Irina Petrescu a fost distinsă cu premiul pentru întreaga carieră la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, iar în anul 2003 a primit premiul Uniunii Teatrale din România pentru întreaga activitate. În această seară, începând cu ora 18:30, în cazul emisiunii Luminolină, veți putea urmări o dezbatere despre Sfinții Închisorilor. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține caldă, iar cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat. În a doua parte a intervalului se pot semnala și ploi. Temperaturile minime se vor încadra între 2 și 4 grade, iar cele maxime între 9 și 11 grade. Doamnelor, domnilor, aici punem punct știrilor atrase de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară cât mai frumoasă. La revedere!